Judecătorii CCR au decis că amenziile uriașe date de poliție în ultima lună sunt neconstituționale. Acestea pot fi însă anulate doar în instanță. Pe de altă parte, din 15 mai vor fi permise deplasările în scop turistic, spun hotelierii, așa că doritorii își pot face planuri și rezervări. Dar până atunci, vremea ne pregătește o repriză cu temperaturi de vară, urmată iar de o răcire accentuată. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara! Cu 9 zile înainte să expire starea de urgență, Curtea Constituțională a decis că ordonanța prin care guvernul a mărit amenziile în ultima lună până la 20.000 de lei este neconstituțională. Decizia judecătorilor CCR nu anulează însă automat aceste sancțiuni date celor care nu au respectat prevederile ordonanțelor militare. Cei care le-au primit trebuie să le conteste în instanță. De la începutul stării de urgență au fost date peste 300.000 de amenzi în valoare de aproximativ 120 de milioane de euro. Avocatul poporului a contestat la Curtea Constituțională ordonanța de urgență, prin care amenziile pentru cei care ieșeau din case fără motiv au fost mărite până la 20.000 de lei. Ordonanța a fost emisă de guvern pe 26 martie și a intrat în vigoare pe 1 aprilie. Până atunci, amenziile erau mult mai mici, dar din acea zi, polițiștii au dat amenzi cuprinse între 2.000 și 20.000. Ordonanța prin care s-au stabilit amenziile acestea pentru perioada cât a durat starea de urgență, nu mai pot fi aplicate. Deci până când decizia se publică în Monitorul Oficial, ei pot să aplice în continuare amenzi, pentru că legea nu este încă desfințată. În fața Curții Constituționale, reprezentanta avocatului poporului a spus că această ordonanță încalcă principiul securității juridice, pentru că nu are avizul Consiliului Economic și Social. Avocatul poporului apreciază că ordonanța de urgență a guvernului, numărul 34 pe 2020, este neconstituțională în ansamblul său. Prin acest act normativ, legiuitorul delegat a inserat sancțiuni contravenționale complementare de o severitate fără precedent. De aceeași părere au fost și judecătorii CCR, numai că amenziile date de polițiști nu se anulează pe loc. Este nevoie ca oamenii să meargă în justiție și să ceară anularea lor, spun specialiștii. Ce se va întâmpla cu amenziile care au fost deja aplicate? Ele nu se anulează prin decizia Curții Constituționale. Oamenii care au contestat aceste amenzi vor avea șanse să fie anulate de justiție. Asta ar duce la un colaps în instanțe. De la începutul stării de urgență, în România au fost aplicate peste 300.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 120 de milioane de euro. Cele mai multe dintre ele, din 1 aprilie și până acum, au fost date în baza acestei ordonanțe. Care ar fi soluția Ministerului de Interne a Guvernului acum? Să pună de acord ordonanța cu decizia Curții, asta e soluția. Să ne înțelegem dacă sunt prevăzute în alte legi, nu în ordonanța aceasta care a fost acum declarată neconstituțională. Deci celelalte amenzi la circulație, la tot câte sunt, alea rămân valabile. Asta înseamnă că polițiștii ar putea da acum amenziile din legea veche, cele aplicate înainte de 1 aprilie, care ajungeau la cel mult 5.000 de lei. Aceeași ordonanță de urgență le dădea mai multă putere polițiștilor pe timpul stării de urgență. Puteau să confiște bunurile folosite în comiterea contravenției, puteau pune sigilii pe altele și suspenda temporar unele activități. Cătălin Radu-Tănase ni se alătură cu detalii. Bună seara, Cătălin! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Așadar, CCR a decis că neconstituționale sunt doar acele amenzi cu valoarea cuprinsă între 2.000 și 20.000 de lei, care au fost date începând cu data de 1 aprilie prin ordonanța de urgență a Guvernului. Ordonanță de urgență dată ceva mai devreme pe 26 martie. Pe de altă parte, nu uitați un lucru important, că amenziile care au valoarea cuprinsă între 100 de lei și 5.000 de lei și care au fost date începând din 16 martie, odată cu instituirea stării de urgență în România până pe 1 aprilie, rămân perfect valabile. Trebuie spus un lucru și anume că amenziile care au fost deja plătite nu mai pot fi contestate, cu atât mai puțin anulate în instanță. Cei care vor să-și anuleze amenziile cele mari, majorate, în instanță, pot să facă acest lucru. Trebuie să deschidă un proces la judecătorie și au la dispoziție maximum 15 zile din momentul în care starea de urgență va fi ridicată. Pentru că vă readuc aminte, președintele Klaus Iohannis, prin decretul prin care instituia starea de urgență,
urgență în România, pe 16 martie, a suspendat procesele civile. Așadar, ar trebui să aibă timp la dispoziție 15 zile, cam până pe 30 mai, să facă contestații în instanță. Până acum, statul român, așa cum ați auzit ceva mai devreme, a dat în jur de 310.000 de amenzi în valoare de 600.000 de lei noi, adică 120 de milioane de euro. Dacă facem un calcul simplu, vedem că valoarea medie a unei amenzi a fost undeva pe la 2000 de lei. Și nu uitați un lucru iarăși important, faptul că în continuare, chiar după ce decizia CCR va fi publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare, poliția poate să dea în continuare amenzi numai că la baremul vechi, cel dintre 16 martie și 1 aprilie, adică cu valori cuprinse între 100 și 5000 de lei. Andreea? Mulțumesc, Cătălin. În ultimele 24 de ore, numărul românilor vindecați de COVID-19 este cu 60% mai mare decât numărul celor infectați, potrivit datelor furnizate de Institutul de Sănătate Publică. Mai mult, medicii au raportat cazuri spectaculoase de vindecări ale unor persoane în vârstă. Unul dintre bolnavii care au primit plasmă de la un pacient vindecat nu mai este intubat. Starea înalt preasfințitului Pimen, despre care surse medicale spun că ar fi primit același tratament, este însă în continuare gravă. Pe de altă parte, sunt 14.107 cazuri confirmate de COVID-19 și 858 de decese. Până acum, 3 pacienți au primit plasmă de la români vindecați, iar surse medicale spun că unul dintre beneficiari ar fi înalt preasfințitul Pimen al Sucevei și Rădăuțiului, diagnosticat cu coronavirus. Au și apărut informații că unul dintre beneficiari ar fi înalt preasfințitul Pimen. Ne puteți da detalii despre asta? Nu, e vorba de viața privată și atunci lucrurile astea nu le discutăm. Asta rămâne la nivelul de discreție. Am înțeles. Dar ne puteți spune cum se simte înalt preasfințitul în acest moment, dacă starea e în continuare stabilă, așa cum fusese la ultima noastră discuție? Da, este într-o stare critică, dar care e și stabilă totodată. Unul dintre pacienți a răspuns la tratament. Dacă vorbim punctual, într-adevăr, unul dintre cei 3 pacienți chiar are o evoluție mai bună. Nu mai este intubat. Ultima raportare a indicat cel mai mare număr de pacienți vindecați de COVID-19 din ultimele săptămâni. Printre ei se află și bebelușii infectați alături de mamele lor în maternitatea Odobescu din Timișoara. Ei au plecat acasă în aplauzele medicilor. După 3 săptămâni de chin, Adina și-a strâns în sfârșit puiul în brațe. Amândoi au fost infectați cu COVID-19. Sunt cea mai fericită mamă. E un copil așa. Ce râde. Gata, iubire. Gata, poimi. V-am spus doar o mămică care a fost în situația asta, poate să înțeleagă. Nu se poate exprima în cuvinte. La maternitatea Bega au fost internate în total 19 paciente și 3 bebeluși. În prezent, aici a mai rămas o singură gravidă care urmează să fie externată la sfârșitul săptămânii. Medicii din toată țara au raportat și cazuri de vindecări uimitoare. Un bărbat de 80 de ani din Alba, diagnosticat cu diabet zaharat și hipertensiune arterială, a învins boala după 3 săptămâni de tratament. Am fost la oxigen, am avut nevoie de oxigen, respira foarte greu. Auzeam și la telefon și tot așa era rău, amețea, nu putea sta în picioare, oboțea, nu putea merge nici până la baie. Medicii caută acum răspunsuri, încearcă să înțeleagă originea virusului pentru a-i găsi leacul. Un medic dintr-un spital din Paris a retestat probe de la pacienți internați între 2 decembrie 2019 și 16 ianuarie 2020. Unul dintre ei a fost descoperit pozitiv la COVID-19, internat fiind în decembrie, ceea ce ridică semne de întrebare privind apariția virusului în Europa, având în vedere că primele cazuri au fost înregistrate oficial la începutul acestui an. Findings like now in France or in any similar scenario help to better understand the potential virus circulation of COVID-19. Organizația Mondială a Sănătății le recomandă specialiștilor din toată lumea să facă aceste testări acolo unde este posibil. Tot mai mulți credincioși, dar și reprezentanții Patriarhiei le cer guvernanților să deschidă bisericile. S-au alăturat demersului și colegi din partidul premierului, însă ministrul sănătății îndeamnă pe toți la prudență. Oficialul spune că pericolul nu a trecut și cel mai devreme lăcașurile vor fi deschise după 1 iunie. Sunt 2 luni de când ușile bisericilor au fost zăvorâte pentru credincioși. Reprezentanții Patriarhiei Române sunt în discuții cu autoritățile pentru ca, odată cu relaxarea măsurilor pentru combaterea COVID-19, să se deschidă și locașurile de cult. Cel puțin în primă instanță,
accesul individual, măcar în clădirea bisericii, cu respectarea tuturor normelor pentru rugăciune individuală, ar fi un pas foarte important. Poate participarea iarăși în număr limitat, controlat, cu respectarea distanțelor la slujbe în afara bisericii sau în interiorul locașului de cult, unde să zicem că spațiul ar permite asta. Aseară, în biroul permanent al PNL, mai mulți lideri liberali au cerut deschiderea bisericilor sau măcar accesul credincioșilor în curțile locașurilor de cult la slujbe. Au fost două discuții pe 50 și pe 100 de oameni, gradual. Și așteptăm un răspuns când ar fi? Zilele astea. Nouă ni s-a spus următoarea ordonanță ar trebui să fie în data de 12, dar până atunci ei, în mod normal, trebuie să discute în Comitetul Național pentru Situații Speciale problema asta, să iau decizie. Ministrul Sănătății spune însă că deocamdată bisericile rămân închise și după 15 mai. În prima parte de relaxare nu va merge cu bisericile, cum nu merg nici restaurantele. Deci o speranță de... Speranță să vorbim după, în funcție de evoluția primelor două săptămâni sau a primelor relaxări, putem să ne așteptăm la un 1 iunie sau 15 iunie, în funcție de cum evoluează. Și gândim, poți limita sau poți în biserică să te duci să te ia cineva să-ți spună nu stai decât la 2 metri, nu stai decât nu te atingi de icoană sau nu pupați aceeași icoană sau ceva în genul ăsta. Sunt multe lucruri care nu ne mai întreabă din punct de vedere medical. Cum o vedeți? Nu văd, distanțarea nu putem așa. Arhiepiscopia Tomisului îndeamnă de câteva zile credincioșii să trimită petiții prefecților din toată țara pentru deschiderea locașurilor de cult. La prefectura Constanța sunt peste 600 de solicitări. N-am avut niciodată așa ceva. Să fie închisă biserica într-un mod atât de nejustificat, ca și cum biserica este pricina bolii, s-o ținem închisă. Prefectul Constanței le-a răspuns petiționarilor printr-un comunicat și le-a cerut cu argumente medicale și biblice să dea dovadă de răbdare. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, este îndemnul Mântuitorului. Prin urmare, respectați deciziile autorităților și păstrați-vă credința și speranța. Responsabilitatea este o dovadă de credință, așa ne protejăm pe noi și pe cei de lângă noi. În tot acest timp, suntem liberi să credem și să ne rugăm în privat. Alex Dima, ProTV. Vremea este nehotărâtă în ultima lună de primăvară. Dacă la munte suntem în plină iarnă, cu zăpadă și viscol, altitudini mai mici, ploile torențiale și grindin au distrus culturile. În câteva zile ar trebui să trecem la temperaturi de vară de 30 de grade Celsius. Masa de aer fierbinte nu va zăbovi însă prea mult pe la noi, așa că toate aceste schimbări bruște ne pot aduce și fenomene meteo extreme. În Mărișel, județul Cluj, oamenii s-au trezit într-un peisaj de iarnă. A nins cu fulgi mari, spre surprinderea tuturor, iar zăpada a acoperit rapid orice urmă de primăvară. La Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară peste un metru înălțime, iar zăpada este viscolită de vântul puternic. La fel s-a întâmplat și în pasul Tihuța. În schimb, la Fundulea și Vaslui a plouat cu găleata. Norii de furtună au acoperit cerul în mai multe zone din țară. După aceste zile cu ploi torențiale, vânt puternic, iarnă în zona de munte și temperaturi foarte scăzute, vremea ar trebui să se schimbe radical de sâmbătă, când ar trebui să ajungem la temperaturi de 30, poate chiar 31 de grade Celsius. Dar minunea nu va dura prea mult, pentru că de marți ar trebui să înregistrăm iarăși o scădere drastică a temperaturilor și să asistăm probabil la fenomene meteo extreme. Alternanțele de perioade foarte călduroase urmate de perioade mai reci, de durată însă mai scurtă, reprezintă tipare de vreme din ce în ce mai frecvente la nivelul României și cu siguranță acest lucru putem să-l apreciem ca în viitor să devină tipare de vreme normală. Asta se întâmplă pentru că o masă de aer fierbinte venit din nordul Africii va cuprinde sudul și sud-estul Europei, inclusiv țara noastră. În același timp însă, o masă de aer rece înaintează și ea spre Europa. Se vor întâlni în țara noastră marți și o vor împărți în două. Apoi aerul rece va ajunge peste tot. Cu cât schimbul de masă de aer mai rece și masă de aer mai cald, diferența de temperatură fiind mai mare, cu atât, da, este posibil să vorbim de fenomene extreme severe. Răcirea nu ar trebui să fie însă extremă. Ne putem aștepta la 23-24 de grade, mai ales în sudul țării.
Toate deplasările în scop turistic vor fi permise, nu doar drumețiile spre munte. Asta spun reprezentanții industriei hoteliere, care au fost astăzi la o întâlnire cu premierul. Asta înseamnă că în lista de motive pentru care românii vor putea ieși din localitate de pe 15 mai, vor intra și excursiile la mare, la munte sau în alte stațiuni. Patronii din turism spun că în următoarele zile vor pune la punct cu Ministerul Sănătății un set de reguli pe care toate hotelurile să le aplice pentru ca turiștii să fie în siguranță. După 2 ore de discuții cu premierul, patronatele din turism au obținut ca deplasările în scop turistic să fie incluse pe lista motivelor pentru care românii au voie să iasă din localitate de pe 15 mai. Mi s-a spus că da, va fi deschis și pentru deplasări în business, în scop turistic, dar vor trebui aduse acele norme de siguranță. Reprezentanții patronilor de hoteluri spun că într-o săptămână va fi pus la punct un cod de siguranță pentru turiști. Acesta trebuie respectat de toate hotelurile, pensiunile și motelurile din România. Niște normative pe care noi ar trebui să le îndeplinim în așa fel încât lumea să simtă că e în siguranță. Și mă refer atât la angajații noștri cât și la clienți. Asta, dacă am reușit să ajungem la aceste normative pe care noi să le aplicăm în toată industria, să fie agreate de Ministerul Sănătății și noi să știm ce avem de făcut, lumea ar câștiga încredere și ar începe să călătorească. Deși premierul declară că pe 15 mai hotelurile vor fi redeschise, acestea nu au fost niciodată închise prin ordonanță, ci doar din lipsă de clienți. Hotelurile, în condițiile respectării anumitor reguli, vor fi deschise după data de 15 mai. Și sigur că încetul cu încetul și cu reluarea libertății de circulație și cu stabilirea motivelor de deplasare în afara localității, va exista o creștere a cererii pentru cazare în spații de tip hotel, motel, pensiune. După momentul redeschiderii din 15 mai, cei din industria Horeca se vor întâlni din nou cu autoritățile pentru a stabili noile reguli pentru terase, potrivit surselor știrilor Pro TV. Până atunci, tot pe 15, s-ar putea redeschide parcurile mari din orașe. Eu aș vrea să le redeschid pe cele mari, în continuare să rămână închise spațiile de joacă și spațiile de fitness și terenurile de sport din acestea, cu măsuri de prevenție recomandate la intrarea în parc și afișate, privind distanțarea socială, atât pe alei cât și pe bănci. De exemplu, pe o bancă nu trebuie să stea persoane decât din aceeași locuință. Deschiderea mall-urilor va fi decisă probabil de la începutul lunii iunie, dacă statisticile medicale nu se înrăutățesc. Între timp, din 15 mai, se vor deschide magazinele din mall-uri care au ieșire separată spre exterior, a mai anunțat premierul. Economia europeană suferă crunt din cauza pandemiei, iar industria auto este printre cele mai afectate. Pierderile sunt foarte mari și în România. Fabricile au stat închise 31 de zile, timp în care nu s-au produs 70.000 de mașini. Dar chiar dacă economia Europei va avea o scădere medie de peste 7%, prognozele arată că România își va reveni mai repede decât alte țări. Uniunea Europeană a anunțat pentru 2020 că economia va scădea în medie cu 7,4%. Sunt și vești bune. Conform prognozelor, anul viitor trecem pe plus, iar economia va crește cu 6%. Nu vom recupera total și rapid toate pierderile, dar va fi mult mai bine. Țările lovite cel mai rău vor fi Italia, Spania și Grecia, toate cu turism puternic. Scăderea economică din acest an va fi de aproape 10% și nu vor reuși să recupereze total pierderile în 2021. Cel mai bine stă Polonia, minus 4,3% în acest an și plus 4,1% anul viitor. Uniunea Europeană este destul de optimistă și în cazul României. Economia va scădea cu 6% în 2020 și va crește cu 4,2% în 2021. Pe lângă turism și restaurante, și industria auto a pierdut mult. România era printre primele 10 țări la producția de mașini, cu doi producători importanți, Dacia și Ford. În plus, o serie de companii care produc piese și subansamble au fost nevoite să-și închidă porțile. Asociația producătorilor de autoturisme din Europa a calculat că în perioada în care fabricile au fost închise, Germania a ratat o producție de peste 600.000 de mașini. Este urmată de Spania, Franța și Marea Britanie. România este pe locul 9 în topul pierderilor, cu aproape 70.000 de mașini pe care nu le-a produs.
Cât a fost închisă industria auto din România, nu a reușit să încaseze câte 125 de milioane de euro pe zi. Respectiv, nu au fost plătite taxe și impozite, dar nu a fost singura industrie afectată. Ministerul Economiei a făcut un calcul, astfel, în luna martie, încasările au fost cu 25% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv, au fost încasări mai mici de 1 miliard de euro. Ca să înțelegeți cât de mare este această sumă, trebuie să vă spun că se puteau construi 200 de kilometri de autostradă la șes. Cât importantă este industria auto pentru România, economia românească? La nivelul anului 2019, industria auto din România a generat 30 de miliarde de euro ciclă de afaceri. Avem peste 230.000 de angajați direcți și un număr de peste 600 de companii implicate în acest sector. Showroom-urile auto din România nu au fost închise în perioada asta, așa că piața auto a scăzut mai puțin ca în vestul Europei. Cred că scăderea este de circa 85, poate 88%. Dacă ne uităm la perspectiva europeană, acolo avem de-a face cu scăderi de piață de peste 90% în majoritatea țărilor importante. 90% din producția auto din România merge la export, ceea ce ajută enorm balanța economică a țării. Atenție în ce condiții mergeți să lucrați în străinătate, este mesajul autorităților din domeniul combaterii traficului de persoane, care avertizează că după 15 mai există riscul de exploatare prin muncă. După două luni în care nu au câștigat bani, mulți sunt dispuși să accepte orice slujbă, iar patronii sau intermediarii pot păcăli cu promisiuni înșelătoare. La Vama Nădlac se înregistrează de câteva zile un volum mai mare de ieșiri din țară, către Occident. Sunt români care pleacă să muncească peste hotare. Pentru unii dintre ei e mai puțin important în ce condiții vor lucra. Și ce să fac aici în România? Să mă duc să muncesc la cules de prune? Ați mai fost? Nu. Acum e prima dată. Nu vă este teamă că veți avea surpriză, să primiți mai puțin bani sau să fiți înșelat? Nu. Nu. În satele din Bacău, tinerii abia așteaptă terminarea stării de urgență, ca să poată pleca la muncă, în afara țării. Știu că este riscant, dar nu mai au din ce trăi. Acolo mai lucrează vărul meu de mult, dar acolo e bine, se plătește bine, cu firma, cu totul. Ai încredere în ce îți spune el? Da. O lucra câte două, trei luni și nu da niciun ban și o plecat acasă, vai de capul lor și o bătu jodie. Nu ți-e teamă că poți face la fel? Nu. Cu deplasări făcute pe încredere, fără contracte clare semnate în țară, încep cele mai multe cazuri de exploatare în muncă și trafic de persoane, spun autoritățile. Este o mare nevoie de a-și asigura condițiile necesare traiului. Putem spune că anumiți oameni sunt disperați, că deci, practic tocmai starea aceasta îi determină să caute un loc de muncă în străinătate. Deci, oricum, sunt niște persoane vulnerabile. Traficul de persoane vizează, în primul rând, aceste persoane vulnerabile. Dragoș Stănciulete este stabilit în Germania și cunoaște mulți români care s-au simțit înșelați când au venit să muncească. Foarte multe firme de intermediere, ei au contract cu firmele de aici, din Germania. Și lor li se promit, ok, pe cap de persoană sau de muncitor, noi îți oferim 2000 de euro. Patronul neamț îți spune, da, ok, îți dau suma respectivă, dar el vorbește despre brut. Și noi, ca și români, ne așteptăm să vedem acei bani, să primim acei bani. Dar nu-i primim. Primește undeva, nu știu, ca să vorbesc în procentaje, la 25-30, poate chiar 35% mai puțin din cei 2000. Deci undeva la 1500 și ceva, 1600. Ana lucrează de mulți ani la o mare firmă italiană din domeniul agriculturii, unde sunt multe românci angajate. Declară că angajatorul italian are 3 salariați care fac recrutare și orice viitor angajat poate primi încă din țară contractul pentru a-l studia. Ne spune că unii fermieri italieni sau intermediari apelează la un tertip, plata cu ora, nu la lună. Chiar dacă aparent oamenii cred că vor câștiga mai bine, pot avea zile în care lucrează mai puțin. Li se promite una și când ajungeau acolo, era alta, în sensul cu banii, cu cazarea. Și eu am fost la diverse firme și le-am luat cu microbuzul de la firmă pentru că ziceau că nu au condiții, că nu au de muncă sau că nu le-au dat banii. Situațiile în care oamenii
pot fi exploatați sunt mult mai multe, fără să fie trafic de persoane, iar cele în care pot fi înșelați sunt cele mai multe. Când ne referim la trafic de persoane, într-adevăr presupune această exploatare, de exemplu, prin muncă, în cazul de față, dar este vorba și de un consimțământ viciat, adică oamenii sunt înșelați sau mai rău luați cu forța. Autoritățile îi avertizează pe oameni să țină seama de recomandările privind angajarea în alte țări. În primul rând, contractele ar trebui încheiate în limba română sau într-o limbă pe care să o înțeleagă titularul. Apoi, să se intereseze exact ce muncă va presta, ce program de lucru are, dar și ce drepturi și beneficii îi sunt asigurate. Toate promisiunile și condițiile de muncă oferite trebuie prevăzute în scris în contractul pe care trebuie să-l citiți și să-l înțelegeți. În plus, trebuie refuzat orice angajament care ar putea lăsa loc unui viitor șantaj, cum ar fi plata în avans a unei cazări sau altă formă de împrumut, ce poate fi invocată atunci când este amânată plata salariului. Și nu uitați, niciun angajator nu are dreptul să vă sechestreze la locul de muncă sau acolo unde vă cazează și nici să vă rețină documentele de identitate. Rareș Năstase, Pro TV. Din luna august, Bucureștiul va avea o legătură feroviară directă de la Gara de Nord la aeroportul Otopeni, promit autoritățile care au mers să verifice lucrările. În mod normal, dacă nu ar fi zbucnit pandemia, România ar fi trebuit să termine această cale ferată, gările și stadioanele din capitală pentru campionatul european de fotbal. Competiția s-a amânat, iar construcția este finalizată în proporție de 65%, susține ministrul transporturilor, care a vizitat șantierul însoțit de fostul internațional Gică Popescu. Așa arată acum gările din aeroportul internațional Henri Coandă și cel de la Băneasa. Stațiile sunt finalizate în proporție de 25% și, conform oficialilor, vor fi gata până în octombrie. Construcția căii ferate ar fi însă mai avansată și lucrările pot fi finalizate în august. În acest moment, stadiul fizic este undeva între 65% și 70%. Vom avea această linie, aproximativ 17 km de la Gara de Nord la Otopeni, finalizată, reabilitată, dublată, cum spuneam, pe cei 8 km, o linie nouă pe 3 km, se va circula funcție de tronson cu 80-100 de km la oră, așadar, între Gara de Nord și aeroportul internațional Otopeni, vom putea circula cu trenul la sfârșitul lunii august, în aproximativ 15-17 minute. Ministrul susține că din proiect a fost eliminat un ultim obstacol. Autoritățile au semnat un acord cu proprietarul unui hotel aflat în apropierea liniei de cale ferată, care putea bloca lucrarea. Inițial, constructorul și-a propus să termine această lucrare până pe 30 mai anul acesta pentru a putea prinde campionatul european de fotbal. Odată finalizată, construcția, care va costa în total 80 de milioane de euro, va lega Gara de Nord din capitală de aeroportul Otopeni. Oficialii spun că această cale ferată va fi poarta de intrare în București pentru suporterii care vor veni anul viitor la campionatul european de fotbal, amânat acum din cauza pandemiei. Gara din Otopeni le va fi însă utilă și celor care vin din Ploiești, Corbeanca, Mogoșoaia. Își vor putea lăsa mașinile acolo și în 10 minute ajung cu trenul la Gara de Nord. După două luni de stare de urgență, aproape jumătate dintre români afirmă că nu pot face față unor cheltuieli neprevăzute, arată datele Eurostat. Situația afectează chiar și pe cei cu venituri peste medie pentru că nu au învățat să pună bani albi pentru zile negre. Această doamnă are 2300 de lei salariu și ne spune că banii nu-i ajung de la o lună la alta. 10, 20, vreo 30 și ceva de lei. Până pe 15 când îmi dă lichidare. Criza a prins-o fără nicio rezervă de bani, așa că se bucură că poate merge la lucru. Mulți sunt însă în șomaj tehnic și orice eveniment neașteptat le poate da viața peste cap. 44% dintre români nu ar putea face față unor cheltuieli neprevăzute, cum ar fi o problemă medicală, un frigider stricat sau o înmormântare, arată datele Eurostat. De unde să facem rost? De la așteptăm la cel de sus. Asta este posibilitatea noastră. Au fost luni când puteați să puneți bani deoparte? Au fost. Nici în rândul celor cu venituri mai mari situația nu este mai bună. Claudius Dociu are o firmă de producție video și consultanță și spune că banii din cont îi ajung să supraviețuiască doar 4 luni. Totdeauna e important să fii măcar pe zero, să nu fii pe minus. Nu vă ascund că sunt situații, sunt luni în care poate cheltuiești din resursele pe care le-ai acumulat. Cum se întâmplă acum? Se anunță niște luni dintre acestea mai dificile. Nimeni nu se aștepta la așa ceva. Poate pe unii ne-a prins cu buzunarele goale,
Dar normal, trebuie să începem să nu mai facem cheltuieli inutile. Fără extravaganțe, fără acțiune ca urmare a impulsului de moment. Cumpărăm doar ce este absolut necesar pentru, să spunem, un trai decent de fiecare zi. Condițiile în care reușim să acționăm așa, cred că ne aflăm pe calea cea bună. Tinerii numesc economii banii pe care îi pun deoparte pentru călătorii, mașină sau telefoane inteligente. Odată obiectivul îndeplinit, sunt iarăși cu pușculița goală. Bătrânii, în schimb, încearcă să pună deoparte câțiva bănuți din pensie. Ați pus bani deoparte de... La 2 metri. Pentru un mormântare puneți bani? De ce? Așa am învățat. Spre deosebire de noi, doar o treime dintre europeni nu au pus deoparte bani albi pentru zile negre. Cei mai descoperiți în fața unor situații neprevăzute sunt adulții care trăiesc singuri și familiile monoparentale. La polul opus sunt cuplurile care nu au copii în îngrijire, iar unul dintre soți are peste 65 de ani. Întreaga piață de apartamente de închiriat în regim hotelier a fost lovită extrem de dur de pandemia COVID-19. Marile platforme de închiriere au înregistrat pierderi semnificative după ce aproape toate rezervările au fost anulate sau amânate. Cei mai mulți dintre proprietarii care închiriau apartamentele pe perioade scurte s-au întors la chiria tradițională pe termen lung, iar alții așteaptă noile reglementări. Alexandru deține un studio la Poalele Munților, în Sinaia. L-a pus pe platforma Airbnb pentru închiriere, în urmă cu aproximativ 6 luni, dar din cauza pandemiei a decis să-l scoată din circuitul turistic. În momentul de față este suspendată activitatea pe termen nelimitat, ca să spun așa, până în momentul în care îmi considera că este safe să o reluăm. Nu mi se pare o decizie bună să expui atât spațiul de acolo, cât și oamenii care pot fi prezenți în momentul respectiv pentru câțiva bănuți. Platforma online Airbnb a anunțat că le permite gazdelor anularea rezervărilor, fără taxă, în contextul actual. Și ca o consecință directă, a decis disponibilizarea a 25% din forța de muncă, adică 1900 de angajați. Veniturile pentru 2020 sunt estimate la jumătate față de anul trecut. În momentul acesta, piața imobiliară este scăzută cu cel puțin 50% pe tot ce înseamnă piața de închirieri în regim hotelier. Numărul clienților a scăzut în jur de 80% față de ce se întâmpla acum 2 luni de zile. Unii pot să încerce să migreze spre chiria tradițională, dar sunt totuși diferențe în aceste tipuri de proprietăți. Au investit mult, cei care doresc să închirieze la un preț atractiv în regim hotelier, au proprietăți în centrele orașelor sau cu locații foarte bune, care pe piața închirierilor s-ar translata în proprietăți foarte scumpe și piața închirierilor efective, piața închirierilor clasice, este afectată în acest moment. Și site-ul TripAdvisor a anunțat că va da afară 900 de angajați pentru a reduce costurile companiei. În aceste 2 luni, turismul clasic a fost practic inexistent și nici perioada următoare nu se anunță prea bună. Mulți s-au văzut nevoiți să închidă. Este și exemplul acestui hotel din stațiunea Neptun. Odată cu începutul acestei pandemii, de la începutul lui martie, este clar că rezervările au stagnat. Sperăm ca unitățile să poată funcționa începând cu data de 15 iunie. Fiecare să-și achiziționeze nebulizatoare, lămpi ultraviolete de tip C, dezinfectanți din aceea cu senzori. Bineînțeles, aceste măsuri vin la pachet cu o serie de costuri pentru unii hotelieri. Unii proprietari de apartamente închiriate în regim hotelier iau în calcul să mărească tariful pentru aceste servicii. Nevoiți să stea acasă din cauza pandemiei, mulți și-au dat seama că pot petrece cu folos timpul liber și s-au apucat de grădinărit. Așa că unii s-au mutat temporar la casa bunicilor, iar alții au renunțat la gazonul din fața casei. Vânzările de răsaduri au crescut semnificativ anul acesta, iar oamenii abia așteaptă să vadă dacă s-au prins în pământ și vor rodi. Adela și Sebi și-au luat fetița și iepurașul și s-au mutat de la Oradea în casa bunicilor, din satul bihorean Vârciorog, unde s-au apucat de grădinărit. Avem ceapă, usturoi, morcovi, pătrunjel, roșii, ardei. Unde nu știam, m-am folosit de YouTube și de tutoriale. Tu ai lucrat la grădină? Bineînțeles. Da.
Eu am călcat straturile. Cei care nu au teren mult au plantat răsaduri de legume în locul gazonului. La vară, grădinarii de ocazie așteaptă să mănânce și primele roșii din producția proprie, iar vânzările de răsaduri au luat avânt. Avem răsadurile pregătite pentru plantat. Am avut mai mulți clienți față de anii trecuți. Am văzut o creștere a celor care vor să-și pună în grădini, să aibă de la ei o roșie, un ardei. La piața de verdețuri e vânzuleală mare. Se vede ceva mișcare față de anul trecut. Lumea cumpără răsaduri mai multe că stă pe acasă în pandemie și... Da, și eu am cumpărat de roșie, de... sunt mai multe feluri. În comuna gălățeană Matca, vestită pentru recolta de legume, sunt produse sute de mii de fire de răsaduri. Familia Costea din Matca plantează în fiecare sezon 20-30 de mii de fire de roșii, ardei gras, castraveți, vânătă sau chiar busuioc și din această muncă migăloasă, zilnică, reușește să se întrețină întreaga familie. De câți ani puneți răsaduri? De când încep eu. De când vă știți? Da. Așezate în ghivece, răsadurile ajung la piață. Cât durează ca timp până când iese așa? În 2 luni de zile. Cumpără lumea, se caută? Se cumpără, cumpără. E mai bine ca în alți ani. Ce ați luat? Roșii. Pentru a plata în grădină, proprii. Răsadurile costă cel mult 2 lei firul, în funcție de soi. Rulotele și corturile ne-ar putea salva vacanța în această vară. Ne oferă spațiu și ne permit în același timp să fim în mijlocul naturii. Deși autoritățile nu au anunțat ce condiții trebuie să îndeplinească un camping pentru a funcționa după 15 mai, cei care activează în domeniu sunt plini de idei. Aflat la poalele masivului Piatra Craiului, acest camping ar putea să-și primească oaspeții imediat ce autoritățile dau undă verde. Odată cu check-in-ul realizat online, clienții vor primi și o aplicație, prin intermediul căreia pot comanda masa, care va fi adusă pe terasa fiecărui cort. 12 platforme pentru 12 corturi, se văd și sobitele pe care le-am pus, corturile vor fi încălzite, mâncarea, băuturile în regim de room service. O companie specializată în ture cu biciclete electrice s-a adaptat și a situației. Ghizii nu-i mai însoțesc pe turiști, ci vor supraveghea de la distanță și vor interveni doar în caz de nevoie. Vom da tuturor clienților noștri o hartă. Noi vom fi în niște puncte cheie și îi vom monitoriza prin GPS. O să fie mai incitant pentru că vor face și o orientare turistică. Un sondaj realizat de o rețea globală de găzduire a bagajelor arată că 56% dintre europeni nu vor să renunțe la călătorii în vara aceasta. 27% au confirmat însă că își vor reduce bugetul de vacanță, cu cel puțin 40%. E de așteptat ca tot mai mulți români să ia în calcul posibilitatea de a-și petrece concediul cu cortul sau cu rulota. Ai posibilitatea să fii doar tu pe parcela aferentă locului tău? Mi-aș dori să pot să plec și... Dacă aș putea să plec pe 14 mai la ora 000, cheia contact și viteză. Cei care vând și închiriază rulote au simțit cum interesul crește, de la o zi la alta. Avem undeva cam 10 telefoane pe zi și cam 80% sunt persoane care nu au mai fost niciodată plecați cu autorulota. Ultimele 4-5 zile începem să primim 10 de cereri pe zi. În țară avem 10 de campinguri, însă responsabilii trebuie să ia măsuri speciale pentru siguranța clienților. Proprietarul acestui camping din Bran a lărgit spațiul aferent fiecărei rulote și va stabili un program pentru accesul la spațiile comune. În grupul sanitar o să facem intrarea în sens unic. La intrare probabil o să avem o suprafață dezinfectantă. Măsuri de distanțare a gândit și această proprietară de camping din Mureș. O parcelă o să aibă cel puțin 80 de metri pătrați, o să fie căi de acces separat pentru fiecare parcelă în parte. O noapte de campare în cele mai moderne campinguri costă în medie 15 euro pentru o rulotă cu 2 persoane. Administratorii promit și discounturi în funcție de durata șederii. CCR îi sancționează pe cetățenii corecți care au respectat regulile, a declarat premierul Ludovic Orban în urmă cu puțin timp, ca reacție la decizia Curții Constituționale de a plasa în afara Constituției amenzile date în perioada de urgență. Actuala Curte Constituțională este de partea celor care încalcă legea, de partea celor care încalcă regulile, sancționând pe toți cetățenii corecți, pe toți cetățenii
care au respectat reglementările, care au respectat regulile care au fost impuse în perioada stării de urgență prin ordonanțe militare. Practic, prin această decizie, guvernul, autoritățile, se poate spune că aproape sunt împiedicate să apere sănătatea și viața românilor. Prin această decizie, se poate ajunge la situația în care autoritățile să nu mai poată să dea nicio amendă pentru încălcarea unor reguli care sunt stabilite în perioada stării de urgență. Este o decizie care mă șochează. În acest timp, Germania continuă în marș forțat revenirea la normalitate. În această lună se vor deschide toate școlile, grădinițele și magazinele și va fi reluat campionatul de fotbal fără spectatori însă. Chiar și hotelurile și restaurantele și-ar putea relua activitatea în luna mai. Rusia, în schimb, nici nu poate visa la asemenea măsuri. Pentru a patra zi la rând, Moscova a raportat peste 10.500 de cazuri noi de infectare. Asta în timp ce se întețesc speculațiile despre așa zise accidente ale unor doctori care s-au plâns de condițiile de muncă. Din spatele măștilor, acești doctori ruși se plâng că nu au suficiente echipamente de protecție. Cel din dreapta spune în plus că poliția l-a acuzat că răspândește minciuni. Celălalt medic, pe nume Alexander Shulepov, povestește că, deși testat pozitiv, a fost silit să vină bolnav la muncă. Acum luptă pentru viața lui după ce a căzut în mod misterios de la etajul al doilea al spitalului. Iată-l aici cu puțin timp înainte de plonjarea inexplicabilă în gol, retractând complet ce tocmai declarase alături de colegul lui. Больные ездили, лечили больных, это не так. Я был госпитализирован в инфекционное отделение в Новоусманскую РБ, где и продолжаю лечение. Состояние у меня нормальное. Shulepov nu este însă singurul medic rus care s-a prăbușit de la fereastră. La începutul lunii aprilie, directoarea unui spital din Siberia a murit după ce a căzut de la fereastră chiar în cursul unei întâlniri cu oficiali regionali. Potrivit presei locale, femeia s-a opus transformării unității medicale în spital exclusiv pentru COVID-19, invocând lipsa echipamentelor. It's all very strange, he says. She was a kind woman. Maybe with all this coronavirus, they pressured her with requirements, he suggests. Do this, do that. Și această doctoriță știe multe despre presiunile făcute asupra medicilor. Conduce sindicatul doctorilor și e un critic acerb al felului în care autoritățile au gestionat criza. Luna trecută a fost luată pe sus și arestată, pe când încerca să livreze măști unor colegi. No, I don't think that somebody's targeting doctors. No, the destruction of healthcare system. It's very difficult to treat in such conditions a lot of patients with coronavirus. Iar dovezi sunt cu duiumul. Iată cum erau ținute cadrele medicale infectate cu coronavirus în spălătoria unui spital din sudul Rusiei, pentru că saloanele erau pline cu pacienți. Unii doctori se plâng că stau în tură zile întregi, iar ambulanțierii spun că așteaptă și 10 ore să le fie preluați pacienții. Tot mai mulți medici își fac curaj să povestească despre amploarea crizei din spitale. O unitate de terapie intensivă pentru cei cu forme grave de COVID-19 a fost amenajată în Spitalul de Chirurgie Cardiovasculară Bakulev din Moscova. То, что вас, специалистов по сердцу, перекинули на вирусную инфекцию, вы же не вирусологи, это нормально? Вот отвечаю вам как есть. Распространение этого процесса оказалось столь стремительным и забирающим жизни, что никакого другого варианта, как мы сейчас понимаем... По 60 человек в день мы принимали. Конечно, это был в определенной степени шок. Ca în toate spitalele din lume, doctorii ruși au învățat din mers despre boală. А вот что эта дрянь делает с легким, мы вам покажем вот здесь. У этого пациента более 68% поражения легочной ткани. Однако, это уже стадия улучшения. Их сознание сильно приглушено под воздействием медикаментов, потому что в ясном сознании это перенести просто невозможно. Pacienții care au depășit etapa critică lansează apeluri care ar trebui să ne dea tuturor de gândit.
Блин, мне попадается только сюда, ради бога. Очень тяжело, очень тяжело. Тяжело очень. Очень страшно. Ни есть не можешь, ни пить не можешь, ничего не можешь. Ничего не можешь. Ты понимаешь, что вот, может быть этот вдох какой-то последний быть. În Statele Unite, numărul victimelor a trecut de 72.000, iar președintele Trump și-a anunțat intenția de a desființa echipa de experți care l-a consiliat în ultimele două luni. Doar că noi anul de reacții critice l-a făcut pe președinte să dea înapoi. Cu puțin timp în urmă, Trump a anunțat că nu va renunța deocamdată la celula de criză. Fiecare om vindecat de COVID-19 reprezintă o victorie pentru medici. În cazul lui Hector Calderon din Oregon, putem vorbi chiar despre un miracol. Bărbatul a petrecut ultimele două luni la terapie intensivă, în majoritatea timpului sedat și intubat. Hector s-a numărat printre primii pacienți care au primit medicamentul Remdesivir. În acest timp, la Casa Albă se întețesc controversele, iar oficialii se contrazic public unii pe alții. Alesul lui Trump pentru funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații a spulberat acuzațiile lansate insistent de președinte și de șeful diplomației. Have you seen any intelligence that finds with high confidence or any confidence for that matter that the coronavirus originated in a lab in Wuhan rather than the market? I have not. Pe de altă parte, președintele Trump a anunțat că vrea să dizolve respectata celulă de criză mobilizată de două luni pentru a găsi soluții în criza pandemiei. We're now looking at a little bit of a different form. And that form is safety and opening, and we'll have a different group probably set up for that. Însă, în Statele Unite, numărul de infectări crește zilnic cu 20.000 în medie, iar al deceselor fluctuează între 1.000 și 2.000. It's possible there will be some because you won't be locked into an apartment or a house or whatever it is. Tocmai pentru că rata mortalității este în creștere, nu e momentul schimbării echipei de specialiști de la Casa Albă, cred mulți experți. We just had one of the deadliest months in American history in April. We're on track to kind of match it again in May. Numeroși critici îl acuză pe Trump că sacrifică sănătatea publică, dând zor să redeschidă economia înaintea alegerilor din noiembrie, de la care așteaptă al doilea mandat prezidențial. This president, he's got a lot of problems. One of his biggest is he runs away from truth. Pe de altă parte, aceste săptămâni de criză au scos la iveală ce e mai rău în unii oameni. This is senseless over a mask. Over a mask. I don't understand it. Familia unui agent de securitate de la un magazin din Michigan este în stare de șoc după ce acesta a fost ucis doar pentru că i-a cerut unei cliente să poarte o mască sanitară, așa cum sunt reglementările autorităților. În Texas, un agent de pază dintr-o rezervație naturală a fost îmbrâncit în apă după ce le-a cerut vizitatorilor să păstreze distanța socială. În Ohio, regula care impunea portul măștilor în public a fost primită cu furie, iar guvernatorul s-a văzut nevoit să renunțe. În altă ordine de idei, tot mai multe fabrici de procesare a cărnii din Statele Unite se închid din cauza îmbolnăvirii angajaților cu COVID-19. Numai la o unitate din Dakota de Sud s-au infectat 800 de angajați. Asta antrenează efecte în lanț, lipsa cărnii din magazine, dar și a produselor din meniurile restaurantelor. As you can see, all the shelves are empty, every shelf. Empty, 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 and prices going up, and there is no supply. I will not be surprised if during the month of May we have something around a 20% increase in meat prices in your grocery stores. My guess right now is that it's going to be north of 16%, maybe as high as 19 worse. Or 20%. Wow. And so we are looking at probably the worst unemployment rate since the Great Depression. Wow. Well, but it's a tremendous negative shock, a very, very terrible shock. Gravitatea situației este confirmată și de Fondul Monetar Internațional. Well, it is the worst crisis since the Great Depression, but it is more than that. Because it is a combination of a health crisis and an economic shock. Normally in a crisis we will boost spending. Now we are telling people don't go out, don't spend. Archie, fiul prințului Harry, a împlinit astăzi un an. Cu această ocazie, părinții lui au publicat imagini în care mama lui citește dintr-o cărticică pentru copii. It's a duck and he's about to eat a piece of bread. Turn the page. Is that the piece of bread? Let's try
let's show everybody. It's a rabbit, and he's about to eat a carrot. Let's go to the next page. Look, Arch. I heard duck sounds. Quack, quack, quack. Quack, 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 quack. That's the sun, and what's that? Fish. Fish, fish, fish. Bravo! Yay! Duck, rabbit. Primul născut al cuplului era al șaptelea în ordinea succesiunii la tronul britanic, înainte ca părinții să renunțe la titlurile regale. Harry și Meghan s-au retras din familia regală britanică și s-au stabilit în Los Angeles.